Zi-mi prima amintire care îți vine în minte în momentul în care auzi numele Adrian Porumboiu. Primul lucru care îți vine, dar atenție, o amintire în care ai fost și tu implicat cu el. A, nu la general așa. Și la general, dacă te-a șocat ceva. A, nu. Ce mi-a lăsat așa amprenta cea mea, era că era foarte posesiv cu cei de la echipă. Adică trebuia să știe tot timpul ce fac, unde sunt, doarme, nu doarme, a băut Wesley 60 de beri sau 80 de beri. Însă atunci mi se părea ceva care deranjează. Da. Acum, după o lungă perioadă de timp trecută de când am plecat de acolo, mi-am dat seama că aceste lucruri veneau din suflet, pentru că își dorea foarte mult să reușească și chiar merita să câștige ceva domnul Porumboiu la Vaslui și prin prisma faptului acesta vroia să asigure toate condițiile, să fie el împăcat cu sine. Bă, eu le-am dat banii ăștia, am avut grijă de ei, am făcut tot ce ține de mine și nu cu răutate. Zi-mi un episod neștiu de nimeni până acum cu Porumboiu, că sigur sunt multe. Te văd și pe zâmbet așa. Haide, zi-ne multe, dar care nu, se poate povesti. Nu, de acum nu. Cu tine, o discuție pe care ai avut-o cu el sau în care te-a luat la mișto, te-a enervat, te-a lăudat, nu contează. O amintire pe care o ai și sunt sigur că ai. Nu, mie am rămas cu amintirile când se băga la lunea, când reveneam din pauza aia de după meci. Lunea, când făceam jocul de final de antrenament de reacomodare, se băga și dânsul tot timpul la, cu voi. La Miuță, da, și chiar era distractiv. Știa. Da? Da. Știa. Era acolo, stătea în față, era ok. Deci nu dribla, stătea la primire. Stătea la primire și la distribuire. Da, altceva te trebuie. Intra cineva tare la el, tu fiind fundaș și trei. Cine? Păi nu, am avut noroc să joc tot timpul, da, în echipă cu dânsul. Incredibil, te băga mereu în echipă cu patronul. Sau el se băga cu mine, că era frică să el, am înțeles.